Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, la prima epistolă, și din capitolul 5 vom citi primele 11 versete. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vă scriem, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea, dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Doamne, lasă ca aceste cuvinte nemuritoare, care au fost inspirate prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne fie date fiecăruia dintre noi în această seară, pentru îmbărbătarea noastră, pentru învățătura noastră și pentru creșterea credinței noastre. Ne rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Vreau să apreciez eforturile tinerilor din California, dragostea lor și sacrificiul lor. Ne-au bucurat în ziua aceasta, în mod special, la ambele servicii ale bisericii noastre. Domnul să vă binecuvânteze și să vă țină în harul lui bogat. Apostolul Pavel s-a simțit obligat să scrie bisericii din Tesalonic, pentru că biserica aceasta, deși era destul de tânără, se confrunta cu o serie de erezii, cu o serie de învățături false. Diavolul, când vrea să dea lovituri Bisericii lui Hristos, răspândește învățături false. Învățătura falsă, doctrina falsă, este un pericol extraordinar pentru Biserica lui Hristos. Ea poate duce la moartea Bisericii. Zilele trecute am urmărit câteva imagini din Turcia despre bisericile de altă dată, bisericile Apocalipsei, de fapt, care sunt în Turcia de astăzi. Toate sunt niște ruine și îți vine foarte greu să crezi că biserica lui Hristos poate să moară. Să știți că bisericile mor, se nasc și mor. Ele sunt ca celulele într-un trup. Noi ne înnoim întregul nostru organism de câteva ori în timpul vieții, timp în care unele celule se nasc, altele mor. Și bisericile locale au aceeași soartă. Ele nu sunt veșnice. Bisericile Apocalipsei sunt un exemplu extraordinar în acest sens. O doctrină falsă poate duce la moartea bisericii. Una dintre doctrinele pe care diavolul le răspândise în biserica din Tesalonic este că Domnul a venit deja. Venirea Domnului a avut loc și ei au rămas pe din afară. Pavel se luptă foarte mult cu doctrina aceasta în scrierile către această biserică și le spune: oameni buni, vremuri și soroace, calculele astea pe care le faceți așa, să știți că nu au niciun sens. Ar trebui să știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț, va veni prin surprindere. Va veni în ziua aceea când toată lumea va spune pace și liniște, în sfârșit omenirea a ajuns la pace și liniște, atunci va veni Domnul și îi va surprinde pe toți și va veni ca o prăpădenie neașteptată peste acești fii ai întunericului, care cred că pot să realizeze pace și liniște fără prezența Mântuitorului.
Pavel insistă foarte mult în epistola sa către tesaloniceni să-l aștepte pe Domnul în veghere, să-l aștepte în veghere. Mulți creștini îl așteaptă pe Domnul cu așteptare pasivă. Dacă creștinismul nostru suferă de ceva, este tocmai această așteptare pasivă a Mântuitorului. Am mai spus, mulți dintre noi avem această, eu știu, atitudine, stăm ca într-o gară, așteptăm să vină trenul veșniciei să ne ia. Și tot ne uităm la ceas și trenul nu mai vine și am obosit. Unii am început să dormim, am mai discutat unii cu alții până ne-am plictisit, ne-am epuizat toate poveștile, toate vorbele. Așteptăm să vină Domnul. Nu-i deloc de mirare că mulți se plictisesc în Biserica lui Hristos și așteaptă tot timpul să se întâmple ceva. Slavă Domnului că mai vin niște cântăreți din California să mai întâmple ceva, nu? Mai avem un moment mai deosebit și n-am dormit astăzi în gara asta care se cheamă Biserică. Ei, Domnul nu ne așteaptă, nu se așteaptă de la noi să avem o astfel de așteptare a sa. Ne vrea activi, ne vrea veghind. Foarte greu înțelegem termenul acesta de veghere, pentru că ne duce la ideea de a ne așeza pe o bancă și aștepta trenul să vină, nu? Veghem, să ne mai uităm la ceas, că așteptăm să vină trenul. Ori vegherea aceasta ar trebui să fie un mod de viață activă în așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos. Ar trebui să avem o permanentă atitudine de veghere, de așteptare. Și cuvântul acesta, veghere, în limba română, vine de la veghiator, de la cel care supraveghează ceva, așteaptă, nu? Ori Domnul ne spune că ar trebui să fim foarte atenți, pentru că venirea sa va fi ca un hoț noaptea. Nopțile trecute m-am trezit așa, dintr-o dată am auzit un zgomot. Probabil în vis, cine știe ce am visat. Primul lucru, am sărit la o lanternă care o am în apropiere și nu m-am putut liniști până am făcut o tură în jurul casei. Noaptea am încercat să umblu încet să nu trezesc pe soția mea, să o sperii. Nu era nimeni. Dar mi-a venit foarte greu să adorm după aceea, pentru că ideea asta că poate veni un hoț, nu? Poate veni un hoț peste tine și mai ales în vremurile astea te poți aștepta la așa ceva tot timpul, nu-i așa? Venirea Domnului va fi ca un hoț noaptea. Nu știu dacă îl vom auzi, dacă dormim de-a binelea. Creștinul trebuie să fie vegheator ca să nu aibă o surpriză că a venit Domnul și el nu știe. Zilele de pe urmă, înaintea venirii Domnului Iisus Hristos, spunea Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, pe care noi l-am studiat joia seara, el spunea că vremurile vor fi grele, vor fi vremuri teribile, îngrozitoare. Cuvântul ăsta se referă la omul acela plin de demoni care dormea prin cimitir. Era așa de îngrozitor că oamenii erau înspăimântați să vadă o asemenea arătare. Și Pavel folosește exact termenul acela să spună că vremurile sfârșitului vor fi îngrozitoare, teribile. Astăzi este suficient să te uiți pe canalele de știri și să te îngrozești. Un frate îmi spunea dimineață că nu mai pleacă în România, zice, nu știu ce se poate întâmpla, nu vreau să rămân pe acolo, nu? Am început să mă îngrijorez și eu, că eu vreau să mă duc în România în toamna asta. Dar când auzi că în Anglia, nu, sunt răscoale împotriva emigranților, ne-am felicitat cu Rodica, cu soția mea, că am renunțat să stăm o săptămână în Londra. Și plecăm direct în România, nu ne mai oprim la Londra. Dar să vezi că Londra este plină de oameni care sunt supărați pe guvern și demonstrează și până și ceva români de-ai noștri au făcut o răscoală zdravănă de tot, că au intrat și ei în istorie. Același lucru se întâmplă în Germania împotriva imigranților.
Am auzit recent că și România are aproape 1 milion de emigranți la ora actuală. Dacă te duci la vreun restaurant în România, chelnerii sunt, dacă nu din Bangladesh, cine știe din ce altă țară, care nu prea știu limba noastră românească. Lumea este foarte tulburată. Războiul din Ucraina acum s-a răspândit și pe teritoriul rușilor. Dacă ăștia au vrut război, uite că au și acasă la ei acum. Să nu mai vorbim de Orientul apropiat. Lumea asta este extrem de tulbure. Toată lumea vrea liniște și pace, nu? Se pare că este un timp foarte prielnic să vină cineva să ofere o soluție de pace umanității. Pe un cal alb, nu? Așa cum spune Apocalipsa, mulți vor îmbrățișa repede un asemenea lider cu promisiuni atât de extraordinare. Din păcate, ăsta este anticristul care nu va duce pacea pe pământ, ci prăpădenia aceea neașteptată care va veni peste toți oamenii. Vegherea aceasta a noastră ar trebui să fie permanentă, pentru că ea ne păzește de înșelăciunile celui rău. Când lumea va zice pace și siguranță, lumea va fi luată prin surprindere de venirea a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos, despre care Biblia spune că va fi uluiala întregii lumi. Termenul acesta este foarte interesant. Dacă vreți, vine de la dentist. Când mergi la dentist, va fi uluiala când urmează durerea unei extracții, nu la care nu te aștepți. Este un termen care vorbește că lumea va fi absolut șocată, uluită de venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos. În Marcu 13, Domnul ne spune: vegheați, fiți în alertă, nu vă lăsați înșelați. De 6 ori repete Domnul sfatul acesta să veghem și să fim într-o stare de alertă, să nu fim luați prin surprindere. Ne poate lua atenția de la venirea Domnului multe lucruri. În primul rând, lumea în care noi trăim. Dima spune Noul Testament că din dragoste pentru lumea asta l-am părăsit pe Apostolul Pavel. Domnul vorbește despre înșelăciunea bogățiilor. Acum să nu înțelegeți că numai ăia bogați pot să fie înșelați. Suntem înșelați fiecare dintre noi, pentru că în Ieremia, de exemplu, în capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că de la mic până la cel mare, toți sunt lacom de câștig, de la proroc până la preot, toți înșală, spune cuvântul lui Dumnezeu la versetul 13. Este o caracteristică a vremurilor din urmă. Oamenii aleargă după bunuri materiale. Este o deplasare spre materialism a societății omenești. Și așa de ușor înșelăciunea acestor bogății, și câteodată nu e mare lucru pe ce ai pus mâna, dar te-a înșelat, te-a luat de la rugăciune, te-a luat de la lucrarea Domnului, te-a luat de la a evangheliza pe alții. Eu sunt foarte supărat pe o vorbă care am auzit-o tot mai recent între noi pocăiții, și chiar vreau să predic despre asta și la convenția de la Florida. Este o vorbă care vine de prin Evul Mediu, de la un sfânt care ar fi spus: predică Evanghelia cu viața și, dacă e necesar, folosește și cuvinte. Sună grozav chestia asta, dar vreau să vă spun că este extrem de fals și de periculos. Domnul nu spune să predicăm numai cu viața, să vorbim. Ne-a spus să depunem mărturie și să mergem cu mărturia până la marginile pământului. Ei, dacă ești în gară și aștepți, nu ai chef să vorbești, nu? Aștepți, predici cu viața, nu? Să ne vadă frații cât de frumoși suntem și cât de pocăiți arătăm. Este și o poveste în direcția aceasta, unui călugăr care zice: de la mănăstire l-a luat pe unul dintre novici, din tinerii călugări care au venit la mănăstire, și i-a spus: hai să plecăm în piață să vestim Evanghelia.
Și au umblat de dimineață până seara, au venit obosiți și nu au vorbit cu nimeni. Și tânărul l-a întrebat, zice, nu vă supărați, maestre, sfințenia voastră, da, n-am vorbit cu nimeni, ce evanghelie am predicat noi? A, zis el, oamenii ne-au văzut, oamenii ăștia agitați, care lucrează de dimineață până seara, care vor să câștige mai mulți bani, ne-au văzut cât de sfinți suntem noi, nu? Cât de liniștiți suntem noi. Ia, dar n-au înțeles nimic despre Evanghelie. Ar fi trebuit, după vorbele celui tânăr, să vorbească, să le spună oamenilor. Oamenii care ne văd pe noi că suntem de sfinți și de cuminți, tunși, reglementar, nu? Astăzi, mergând spre casă, la un stop, a venit unul să-mi vândă apă de băut. Cred că era mai înalt, cam cu atâta decât mine, avea un păr lung, mare, ca o femeie până la spate. Bineînțeles că era o femeie cu barbă, avea o rochie lungă și mi-a oferit o sticlă de apă. I-am arătat că am apă în mașină și am scăpat ușor de el. Problema este că ăsta, uitându-se la mine, n-a știut că vin de la biserică, nu? Poți să ai cravată, să arăți bine. Oamenii nu știu, văzându-te, ce ești. Nu pot citi Evanghelia la tine, trebuie să vorbești. Ei, dacă în această gară de așteptare a Mântuitorului tu l-aștepți pe Domnul și ești în veghere, deschide gura și vorbește. Spune despre Hristos, oamenii au nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai să-L vadă. S-ar putea să-L vadă și să nu înțeleagă nimica. Pentru că cei mai mulți dintre noi încercăm să semănăm bine cu ceilalți, să nu se supere, nu? Ceilalți din jurul nostru. Vreau să fac o mică paranteză aici și să vă spun că oamenii uitându-se la noi văd și viața noastră, o viață agitată în goană de dimineață până seara, să câștigăm și noi dolarul ăla după care aleargă toată lumea. Și s-ar putea să tragă aceeași concluzie că noi suntem exact ca ei, nu suntem cu nimic diferiți, nu? Avem aceleași mașini, umblăm cu aceleași haine, mâncăm la aceleași restaurante. Iar ar trebui să audă ceva de la noi. Ar trebui să avem curajul să ne deschidem gura și să spunem. E adevărat că dacă viața noastră contrazice ceea ce spune, mai bine să tăcem din gură. Mai bine să tăcem din gură. Ar trebui ca viața noastră să corespundă cuvintelor care le vom rosti. Se spune că într-o zi un copil nu mai putea scoate mâna dintr-o vază. Băgase mâna într-o vază și nu mai putea scoate de acolo nicicum. Și tot au încercat părinții și au observat într-un timp că de aia nu putea să scoată mâna, că o ținea pumnul închis. Desfă mâna, zice, nu, că am eu o monedă în mâna aia și o să-mi scap înapoi. De multe ori asta se întâmplă cu noi. Devenim blocați în sistemul acesta lumesc în care suntem pentru că în mână ținem pumnul strâns cu banii după care alergăm în fiecare zi. Vegherea aceasta ar trebui să ne țină permanent în lumina așteptării Domnului Iisus Hristos. Pavel spune, voi nu sunteți în întuneric, voi nu sunteți în ignoranță, nu sunteți fără înțelegere, necunoscători, nu dormiți. Voi ar trebui să-L așteptați pe Hristos într-un mod foarte activ și să spuneți lumii despre El. Este porunca Lui, El ne-a trimis să mergem până la marginile pământului și să fim martori ai Lui. Când s-a întocmit Constituția Statelor Unite în 1787, unul dintre membrii acelui consiliu de oameni și credincioși, dar și deștepți de pe vremea aceea, a propus ca în Constituția Americană să fie stipulat ca armata să nu fie mai mare de 3.000 de soldați. Ce bine ar fi, nu? Astăzi am duce mult mai bine să nu avem o armată atât de uriașă, răspândită peste tot în lume, nu-i așa? E, dar George Washington a zis, el prezida convenția aceea și a zis, atunci ar trebui să adăugăm un articol
care să prevadă ca nicio națiune străină care are armată să nu fie mai mare de 3.000 de soldați, ca să nu ne poată ataca. Nu? Ei, noi când vrem să așteptăm pe Domnul, trebuie să fim pregătiți pentru evenimentul acela. Trebuie să știm că evenimentul acela va transforma odată pentru totdeauna lumea în care noi ne aflăm. Ar trebui să trăim o viață morală și frumoasă, dar în același timp să și spunem altora despre Hristos. Motivația vegherii noastre ar trebui să fie nu numai așteptarea Domnului, dar și succesul lucrării noastre. Întotdeauna am fost foarte supărat pe o cântare care se cânta în biserica copilăriei mele. O cântare care spune așa: merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Unii frați plângeau la cântarea asta și cred că aveau motive serioase, că n-au spus nimănui despre Domnul și se vor duce cu mâna goală, fără să fi vorbit cuiva, fără să fi câștigat vreun suflet pentru Domnul. Domnul Iisus va veni. Suntem gata să-L primim? Sau suntem cu mâna goală și să spunem: Doamne, Tu ne-ai dat un talent de care vorbea și Alin în dimineața, în seara asta, dar noi am fost un pic mai grijulii decât alții, l-am îngropat, să-ți-l dăm înapoi exact așa cum ni l-ai dat Tu, neatins. N-am riscat să-l punem în negoț și să pierdem ceva din el. Veghem și lucrăm sau omorâm timpul? Am început să fiu obosit de acest timp pe care îl omorâm cu toate serviciile noastre religioase, cu toate acțiunile noastre religioase, așa multă religie avem și așa puțină lucrare facem pentru Domnul. Fă o socoteală câte predici ai ascultat în viața ta. Măcar 10% din numărul acela vorbește cuiva despre Domnul tău și despre Mântuitorul tău. Spune cuiva. Știți de ce băncile bisericilor noastre sunt multe goale? Pentru că nu facem nimic în gara asta în care așteptăm să vină Domnul. Asta este problema numărul 1. Băi, să facă pastorul, domnule, că de-aia e pastorul bisericii, să facă evanghelistul, că de-aia îl plătim, domnule, nu? Că noi venim să vedem ce fac ăștia, nu? Le ținem socoteală, le ținem orarul, vin la timp, nu vin la timp. Tu ce faci pentru vestirea Evangheliei? Dacă nu faci nimic, tu nu aștepți o venire glorioasă a Domnului, aștepți o pedeapsă pe măsură la venirea Domnului. Ăla cu talentul care l-a îngropat și care n-a făcut nimic, nu? A așteptat să vină Domnul, sigur că da. Îmbrăcat frumos, cu minte, la biserică, nu? Și când a venit, Domnul a întrebat: ia de socoteală, unde sunt banii care ți-am dat? Ce ai făcut cu el? Păi, Doamne, eu n-am făcut nimica. Am ascultat sute de predici, dar n-am folosit niciuna să merg mai departe cu ea. Ascultă-mă, trăim o vreme extraordinară în care posibilitățile să răspândești cuvântul lui Dumnezeu sunt aproape nelimitate. Vreau să spun că indiferent ce metodă vei folosi, este una care are un randament extraordinar de mare. Dacă se răspândește Evanghelia prin radio, prin televiziune, prin evangelizări mari, de masă, stadioane, Billy Graham și așa mai departe, știți că se întorc la Domnul din cei care participă la o asemenea eveniment? 1%. 1%. Știți când se întorc, câți oameni se întorc la Domnul atunci când îți deschizi gura? Îl suni pe vecin, îl chem la o cafea, îl inviți la biserică, îi dai o carte, îi vorbești despre Domnul. Știți care e procentul? 30%. 30%. O, dacă ne-am deschide gura zilele astea, fiecare dintre noi, fiecare cunoașteți români, prieteni, mergeți la cafea, la business, oricum cu ei, îndrăzniți și spuneți-le ceva despre Hristos.
Între timp însă faceți cumva ca viața voastră să nu contrazică predica asta care o să o țineți. Că dacă o să contrazică, atunci faci mai mare pagubă Evangheliei decât bine. Trăiește frumos și vorbește frumos despre Hristos și Duhului Dumnezeu care a venit să fie peste tine și să-ți dea putere să vestești Evanghelia, te va împuternici și va aduce cuvântul Fiului al lui Dumnezeu în inima acelui om și va schimba inima acelui om. Și băncile noastre vor fi pline în biserică. Și Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute să-L așteptăm pe Domnul activi. Și Domnul să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să încheiem seara aceasta cu rugăciune în care să spunem, Doamne, Te-am așteptat de atâția ani inactiv. Ajută-mă să intru într-o viață plină de acțiune și dăm putere, dăm curaj să vestesc Evanghelia Ta la cei din jurul meu. Să ne rugăm Domnului.